Bună seara! Bun, spun bună seara pentru că la mine este seara acum. Dar probabil ar trebui să spun bună ziua, oricum, bună ziua. Ce vreau să vă spun înainte de toate, dacă vă place genul acesta de povestiri, aș avea rugămintea, pentru că vorba aia e gratis, să dați un click pe subscribe și pe notificări, astfel încât să primiți o notificare din partea YouTube-ului în momentul în care eu voi posta un nou video. Ceea ce fac, o fac din plăcere și în timpul meu liber și, mă rog, interacțiunea socială, să spunem așa, like-urile sau subscribe-urile, dacă ar veni, mă fac să mă simt mai bine, nu? E normal, ca pe oricine atunci când face ceva de plăcere. E perfect normal. Așa că dacă nu vă deranjează, dacă vă place ceea ce auziți, dacă aveți critici sau sugestii, vă invit să dați un click pe subscribe și de asemenea pe clopoțel, pe notificare, ca să fiți înștiințați de câte ori eu postez un nou video. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc că mă ascultați și continuăm la rând cu povestea numărul 6, care se numește Sertarul. Ori de câte ori se întâmpla ca numele soților Bărbulescu să fie pomenit, colportări cotidiene între vecini, prieteni sau cunoștințe, discuția ajungea în mod inevitabil la: N-am să înțeleg niciodată ce fac oamenii ăștia cu banii. Care bani? Două pensii amărâte. E un fel de a vorbi, la urma urmelor ea a fost profesoară și el inginer. Acum 20 de ani, mersi. Amândoi s-au pensionat pe Lei Lu Ceaușescu, adică au intrat în cea mai nenorocită categorie. Peste toate mai sunt și bolnavi, și tot chestii grele pe care nu le tratezi cu bicarbonat și sirop de tuse. E totuși ciudat. De ce? Dumitale ți ajunge pensia? Ia să nu-ți mai trimită fata din Elveția atunci să văd cum o scoți la capăt. Ofi, da, nici să întind mâna la zid de biserică n-ajung. Bate în lemn de ducă-se pe pustii. Fă-l o vizită într-o zi și pe urmă mai discutăm. Într-adevăr, cei doi trăiau într-o sărăcie greu de închipuit și la fel de adevărat, dar cu oarecare stil, întindeau mâna și sacoșa la biserică. Nu scăpau nicio pomană, iar milostivii aveau grijă ca pachetele destinate bărbuleștilor să fie cât mai consistente. Bătrâni și neajutorați se aflau destui, dar vezi, și aici intervenea una din ciudățenile logicii omenești, ăștia erau pe deasupra și intelectuali, ceea ce amplifica major compasiunea. Amănuntul în sine sfâșia inimile de parcă suferința ăstora a titraților ar fi apăsat mai greu. Pe bărbuleștii știa tot cartierul. Cartierul, un fel de a vorbi. De fapt, una din aleile acele idilice rămase din zestra vechiului București, unde oamenii se cunosc între ei cel puțin din vedere, zidurile, cafasurile cu flori roșii și gărdulețele scunde sunt pline de odinioară, iar anotimpurile se petrec parcă mai pastelat. Dacă, întâmplător, bărbuleștii nu apărau duminica ori la alte îndătinate zile de miluială la Biserica Sfânta Ecaterina, unde toți băștinașii alei Titu se nășteau, se cununau și mureau, darurile le erau aduse la ușă. Or fi bolnavi, săraci, mai pune-le două portocale să fie de sufletul bietei Doruța, că tot nu s-a omorât bărbaxul cu pomenile. Uneori, bătrâna, doamna Olimpia, venea singură. Asta se întâmpla când, informat de România Liberă asupra unor înmormântări sau parastase simandicoase, Bărbulescu se deplasa la diverse cimitire și biserici, îndeopște Boteanu și Bălașa, asejămintele cu cei mai bogați în Oriaș. Persoanele care îi frecventau bătrânii conversau agreabil, ascultau cu răbdare și împărtășeau după caz aceleași opinii politice cu interlocutorul. Sesizau că plita e totdeauna goală, că în casă nu mirosea niciodată a mâncare. Dacă le-ar fi deschis frigiderul, scos din priză chiar și vara, ca să nu consume kilovați, și îndeplinind simplu oficiu de dulap de alimente, ar fi descoperit meniul zilnic al cimitirelor bucureștene. Erau oameni care, fără îndoială, mâncau variat, fiind în măsură să aprecieze, mai ales de sărbători, superioritatea unei provincii sau alteia în prepararea unui anumit soi de bucate. Cozonacul moldovenesc, de exemplu, îl surclasa degrajat pe cel al lui Vlad Țepeș, în vreme ce sarmalele ardelenești se aflau pe primul loc. De Crăciun, în special, se încălzau în aceeași oală sarmale provenind din cel puțin 10 bucătării diferite. 93 număra seara anul trecut. Și doar dacă ți-ar fi crescut păr pe limbă, nu ți-ai fi dat seama că transilvanele dețin supremația absolută. Nu aveau destule cuvinte să-i mulțumească lui Dumnezeu că cel puțin nu flămânzeau. În rest, silit să practice un strict regim de economii, duceau o existență frizând mizeria. De la câte nu se strânseseră! Amputaseră costul fioros al întreținerii, debranșând caloriferele din două odăi, înghesuindu-se în a treia, cea mai mică, văduviseră de becuri lustra cu obrațe și bătrâna sechiora jumătate de ceas să bage ața în ac la 40 de vați. Aspiratorul, mașina de spălat și cea de călcat, în fine, toate electrocasnicele care sug, domnule, sug măduva din oase, zăceau de ani de zile în debara sub cheie.
Când un văr venit în vizită le ceruse permisiunea să dea un telefon urgent, constatase stupefiat că discul acestuia era blocat de un lăcățel. După un moment de șovăială, Bărbulescu scosese un anou zornăitor, teslușind firesc, cu blândețea care îl caracteriza. Ai văzut cât a ajuns un impuls? Sigur, nu-i vorba de tine, te rog, te rog, vorbeam așa, în general. Omul căscase ochii perplex. Cum vine asta, Jeane? Trăiți doar doi inși acilea, de cine naiba vă feriți? Bătrânul zâmbise șoltic, arătând spre nevastă sa. O vezi pe dumnea ei? Gura livă ca o coțofană. Și eu tot așa, de ce să zic? Eh, taman de aia ca să nu ne ispitească. Știi, până se descuilă cățelul, mai ai timp să chipzuiești dacă merită să consumi un impuls. În 9 cazuri din 10, te răzgândești, te și miri cum erai gata, gata să cheltuiești impulsuri pe fleacuri. Sfântă fecioară, vorbești de impulsurile alea de parcă ar fi lingouri de aur. Ai un fiu în Austria, ăla de ce nu vă ajută? Ce înseamnă la ei așa $100 pe lună acolo? Ei, știi și tu cum sunt tinerii, nu le ajung banii niciodată. Pe urmă, trei să te ții în rând cu oamenii, să joci pe muzica lor. Vezi, făcu cu ochiul, una-i hora Bucureștilor și alta-i valsul vienez. În astfel de situații, doamna Olimpia dădea din cap, în acord absolut cu tot ceea ce emitea bărbatul său. Cum vienezul care evolua pe Dunărea Albastră și nu pe geamparalele Valahiei era fiul lui Bărbulescu din prima căsătorie, oamenii apreciau cu superlative înțelegerea de care dădea dovadă bătrâna. Când se măritase cu Jean, acum aproape 50 de ani, băiețelul era la grădiniță. Locuia cu maică sau austriacă din Tirol și prin anii 60 emigraseră amândoi stabilindu-se la Viena. Edwin, alt schintagenar pătrat și neamț până în vârful unghiilor, felicita de sărbători și își făcea rare apariții în scurte vizite de afaceri. Chiar și pentru Jean, bărbatul acesta devenise un fel de străin. Amabil și de o condescendență uscată, vorbea puțin și privea lung, ca experții de la societățile de asigurări evaluând forma în care se afla bătrânul. Urma despărțirea care se rezuma la o strângere de mână și un tapat reciproc de spinare. Nu poți să ai pretenții de la niciunul, explica doamna Olimpia. Ei s-au obișnuit să fie despărțiți. Edwin s-a maturizat departe de tatăl lui și a făcut o carieră și o familie. La toate acestea, Jean n-a participat, așa erau condițiile. Să-ți mai spun că pe nevasta lui Edwin și pe copii cunoaștem doar din fotografii? Cum poți să-i mai soliciți un ajutor? Ar fi și nedrept și zău, parcă pe undeva imoral. În fond, așa stăteau lucrurile și interlocutorul strivit de argumentație își rotea ochii neputincios prin interiorul marcat de mizerie, oprindu-se asupra televizorului Grigorescu, care nu mai funcționa decât Queen Elizabeth îl decorase pe Ceaușescu. Că despre vestimentație ajunseseră la îmbrăcămintea aceea stasa bătrânilor, incertă și perpetuă, care nu-ți mai îngăduie să observi succesiunea anotimpurilor. Dacă te luai după fotografii și câteva mostre de îmbrăcăminte ostenite, chiar numai de anii petrecuți în șifonier, doamna Olimpia fusese o femeie care îi păsase de felul cum arăta. Cele mai recente achiziții însă, scurta de muton d'or, roasă la toate încheieturile și poșeta din piele de vițel presat, cu nimic mai proaspătă, erau contemporane cu plecarea regelui Mihai din țară. La bijuterii, leacuri de familie, de unde piese. Renunțase cu vreo 20 de ani în urmă. Vis-a-vis verighete economice de pe inelarul stâng, îi ținea pe mâna dreaptă un smarald caboșon cu ovalul subliniat de mici briliante. Tot Jean cu mintea lui practic avusese dreptate. Ai slăbit oricând îți poate scăpa din deget, când scoți mănușa sau umbli în geantă după portofel. Zic că mai sar o pietricică două. Ce te faci? Ai încredere în excroci ăștia că nu ți le schimbă pe toate? Tu faci cum crezi, dar eu zic să-l punem bine, ca și brățara de la bunică ta. La un doamne ferește pânte nimerește, avem de un doctor și de o mormântare. Chiar dacă uneori prima reacție era de împotrivire, prea apăreau meschine ideile despre economia ale lui Jean, nu se putea ca până la urmă să nu fie de acord cu el. Totul era chibzuit, logic și pe soluție. De pildă, povestea de acum 2 ani cu pantofii. Cât se mai necăjise ca o proastă. Încălțămintea se scumpise fioros. Tot ce avea legătură cu prețurile devenea pentru Jean fioros. Cizmarul refuzase categoric reparația ultimei perechi din garderob la care tot peticea de vreo 10 ani și bătrâna se văzu silită să nu mai iasă din casă. Problema îl preocupa acut pe Bărbulescu pentru că blocată, Olimpia nu mai producea. Una e să primești un singur pachet de pomană și altele se adună din două. Salvarea pică din cer. Într-o dimineață vântoasă de octombrie, când Jean, ieșit să scoată gunoiul, se întorsese într-un suflet emoționat de nu mai putea vorbi. Atât de fericit nu-l mai văzuse decât o singură dată în viață când câștigase 600 de lei la obligații. Ardea ca o flacără, gâfâia și ținea ceva ascuns la spate. Ce-ai acolo? De fericire, Jean se bâlbâi. A, uite ce-am găsit! Mâna țâșnii, fluturând sub nasul Olimpiei o pereche de pantofi ținut pereche de o sfoară. Bătrâna îl cercetă consternată. Erau niște troteuri din piele întoarsă bej, cam ostenit ca aspect, dar altfel în stare bună. Pe ăștia-i știu, sunt al lui Madame Costăchescu. De unde i-ai luat?
De la gunoi, declară senin bătrânul. Ea lăsa lângă ghenă să ia cine vrea. Mare noroc că n-a apucat să-i vadă femeia de serviciu. Ceva în atmosfera Olimpiei scârțâia și se interesa îngrijorat. Nu te bucuri! Uite-te numai ce material solid și cum sunt lucrat! Unde mai găsești asemenea marfă în ziua de azi? Grosuți, moi, exact ce-ți trebuia ție! Cred că aveți și același număr. Dacă nu, îi mai dăm la întins. Vedem noi. Ce faci? Nu-i întorci? Doamna Olimpia și încleștea degetele în fața de masă și izbucni într-un plâns sfâșietor. Te implor, Jean. Nu. Te rog. Nu mă sili să o fac și pasta. Bărbulescu se holbă perplex. Ce vorbe sunt astea, fetiță scumpă? Te-am silit eu vreodată să faci ceva? Te-am rugat doar să încerci o pereche de pantofi. E prea de tot, hohoti bătrâna. Chiar în halul ăsta am ajuns să porți drențele pe care le aruncă alții. Ca ultimii cerșetori, ca la azilul de noapte. Care strânțe? Sunt în perfectă stare, ia seama ce vorbești, scumpă. Mă simt îngrozitor de umilită. Cum am să dau ochii cu costăcheasca, cu vecinii, de ajuns că le lingem blidele? Asta e prea de tot, parcă n-ai ști ce vremuri trăim. Când un Procopiu, care a fost profesor universitar, nu scapă niciun parastat și pentru câteva mii de lei acolo duce și copiii ioneștilor la școală, dar ca să fii tu împăcată, îi dăm la vopsi și nu-i mai recunoaște nici fabricantul. O să ne cam coste, au băgat și ăștia de la chimicale niște prețuri fioroase. Dar, o ciupi galant de bărbie, ce nu fac eu pentru iubita mea cea mofturoasă și răsfățată? Până la urmă, Bărbulescu-i meșteri singur, povestea costându-l doar prețul unei cutii de cremă de ghete neagră absorbită perfect pe pielea întoarsă. Jean, trebuie să recunoască, avusese încă o dată dreptate. Pantofii ținau de cald, nu luau apă, nu-i venea să-i mai descalțe. Dar parcă cu ziarele nu avusese dreptate. Inginerul Vlăduță de la etajul întâi era abonat la România Liberă. Fusese de ajuns să-i forțeze de două ori broasca de la cutia de scrisori și să-i sustragă gazeta pentru ca omul, exasperat, să apeleze la serviciile bărbuleștilor. Dracii ăștia de copii au ce au cu cutia mea. Dumneavoastră sunteți acasă când vine poștașul. V-ar deranja să primiți și corespondența mea. Și uite așa omul rămăsese obligat, iar ei citau presa pe gratis. Presa vorba vine. Fiindcă pe ei interesa lista de parastase și decese, iar pentru cât își băteau capul cumpărățiile, le ajungeau telefunchenul antebelic care se urna după ce îi dădeai doi pumni în cap. Nici hârtia igienică nu-i costa niciun ban. Jean cunoștea toaletele tuturor restaurantelor din zonă pe care le vizita până la ora 13 când sulurile din lupte de consumatori nu erau epuizate, nepregetând să-și facă rezerve nici de pe la prieteni și cunoștințe. Tot din restaurante înhăța și săpunul, altă economie frumușică, câteva șervețele umflate din zbor de pe masa de serviciu, iar uneori o chiflă două, dacă prea erau apetisante, fiindcă, să nu vorbim cu păcat, la pomeni pâine se dădea din belșug. La început, doamna Olimpia se scandalizase, dar asta e hoție curată, Jean. Hoție? Ce termeni grav folosești tu, draga mea? Un săpun acolo și câțiva metri de hârtie. Jean Valjean a făcut ognă pentru o singură pâine. Asta e literatură și încă din secolul trecut. Pură șnapanii o țară întreagă. Dar nu-i hoție, fiindcă, vezi, aia e dacă tâlhărești în stil mare. Ești om de afaceri, ai bosă financiară, iar pușcăriile le înfundă găinarii. Adică ăștia ca noi. Uneori convinsă, alteori cu sufletul îndoit, până la urmă cădea de acord cu Jean. Traiul tihnit alături de el îi pansa convulsiile de orgoliu. Mereu blând și îndatoritor, nu mai ridicase odată glasul sau mâna și cinstit vorbind. Mai cunoști dumneata, bărbat, să nu te înjure de neamuri, o ceriu bisericești măcar odată în 50 de ani? Doamna Olimpia era pățită, adică maică sa. Ce văzuseră fetele, avea și o soră, cocuță. La ele acasă era ceva de viserele, beții, bătăi, jurături, femei, tăticul iubea toate damele că le fila pe uliță sau la pocăr, scandaluri zilnice cât casa. Ce folos ca a doua zi se întorcea cu dita mai buchetul de flori, șampanie, regrete și dragoste nespusă. Mama îl ierta și umbla după aia o zi cu mătura și fărașul să adune cioburile cercului din ajun. Olimpia nu s-ar fi putut mulțumi în ruptul capului cu asemenea viață și era încredințată de fidelitatea absolută a lui Jean. Nu o înșelase niciodată nici măcar în vis. Desigur, era cam strâns la mână pe șleau, degete lipite ce mai, dar tot omul cu meteahna sa nu-i plăceau datoriile și în viața lui nu achiziționase un singur obiect în rate. Ca orice fenomen economic, pomenile au și ele non-sezon. Se șomează mai ales vara, dar Jean nu se lăsa demontat. După o cină cu ceai și pâine presărată cu zahăr, mulțumea lui Dumnezeu că cel puțin n-aveau datorii. Și nici n-am mâncat prost, ceva ușor asupra nopții, așa cum se recomandă la vârsta noastră. O altă obsesie a lui Jean era comândul. Se asigurase de un loc la izvorul nou și mai mult de atât, doamna Olimpia presupunea că într-unul din sertarele biroului, totdeauna încuiat, se aflau fonduri suficiente asigurare pentru caz de boală sau deces. Sorăsa Cocuța comenta mereu, eu nu înțeleg cum suporți tu să ai mistere în casă, să nu știi tu ce ai în dulapuri și pe urmă, ce sunt secretele astea între doi soți? Nu, zău că prea ești oaie. Doamna Olimpia vedea însă altfel lucrurile.
De ce să se certe cu Jean pentru un fleac de nimic? La o urmă, ce să fie ajuns acolo? Ce să fie ascuns acolo? Câțiva bănuți, desigur, pentru zile neguroase. Ce? E rău să ai acolo o rezervă la o nevoie? De 50 de ani, ținea serdarul zăvorul cu ială și lăcățel. Ei, și era de felul ei o firă mai ascunsă și avea damblaua cheilor. Chei și cheițe pentru orice obiect la care se putea aplica o broască înșirate pe un anou zornăitor. Îl însoța mereu și pretutinde, în ziua la centură suficat, noaptea fixat pe o brățară de piele. Și o punea înainte de a se băga în pat și din pricina zgomotului metalic, toată viața Olimpia a trăit cu impresia că doarme alături de un ocnaș. Oricât de oaie, bătrâna realiza că prudența lui Jean în materie financiară, panica lui față de orice cheltuială, frizau deja patologicul. Totodată însă, exista o explicație. Bărbuleștii avuseseră o avere colosală, cu moșii aducând la tifundii puțuri de petrol, case, prăvălii, obiecte de preț. Comuniștile luaseră tot, iar de la conacul reședință de lângă Craiova, obligaseră părăsească într-o jumătate de oră, plecaseră, după cum obișnuia să repete Jean, doar cu o legăturică. Nu-i ușor, pleda Olimpia în fața sorății, din mare bogătaș să te trezești pe trotuar doar cu bani de tramvai. Un sfârșit de iarnă prea blând, o primăvară cu năbădăi și două răcel consecutive îl trântiră definitiv la pat. Jean nu prea fusese bolnav și, în afară de cronicele specifice bătrâneții doare, dar nu se moare, nu zăcuse niciodată. Probabil modul de viață, presupunând mișcare, procurarea hranei din toate punctele cardinale ale Bucureștiului și mediul în care evolua aerul nepoluat al cimitirelor, îl oțeriseră mai abitir decât orice cură de ape, băi sau vitamine. Inițial optimist, o simplă răceală ceva mai încăpățânată, Jean nu acceptă decât sechestrarea temporară la domiciliu și medicația clasică de ceaiuri și buline. După câteva zile, ieși prematur, nici discuție fiind să nu participe la mormântarea unui academician. Cei drept se întorsese de acolo cu un sac de merinde pricopsită, chiar și cu temperatură. Mai zăcu vreo lună de zile, refuzând hotărâ spitalizarea, vizitatorilor le dezvoltau în această privință teorii și mentalități medievale. Nu am nimic împotriva progresului, dar nici nu pot fi de acord cu toate aberațiile lui. Odinioară se duceau la bolniță doar cerșetorii și podărețele, femeile de stradă, boierii sau târgoveții se tratau acasă, așa nășteau bunicile și străbunicile noastre, așa închideau ochii bărbaților. Lasă-mă, nene, cu teoriile astea baroce. Dacă așa e vorba, tibii matale circulau cu diligența noi cu Boeing-ul. Ei, și ce ați câștigat? Încotro vă grăbiți. E adevărat, bunicul făcea cu Rădvanul două săptămâni până la Viena. Asta se întâmpla pe la jumătatea secolului trecut sub Grigore Vodăghica. Dumneata faceați cu avionul două ceasuri, e? Și? Cum ei și? E timp câștigat, ce mama dracului. Și ce faci cu el? Pe care îl ascult zice că n-are timp nici să respire. Trăiți, panicați de termene și o agendă de lucru prea încărcată, terorizați de o familie neglijată, dar câștigați timp, zbârnâind prin văzduh cu tot felul de drăcii. Și atunci unde-i timpul că eu nu-l văd? În ceea ce ai realizat pe unitatea de timp, fleacuri. Timpul, valoarea lui îl înțelegeau bătrânii. Ăia aveau vreme și de un chefulet, și de nevastă, și de copii, și de amici, de o scrisoare, de o cafea tihnită sau de o gazetă citită în liniște. Vă închipuiți că ați învins timpul și ăla râde de voi că nu se dă prins. Plictisit de absurdul discuției, celălalt abandona elegant. Ei, zi-i paradoxul ala mea, Jean, ești șarmant și imbatabil. Aș, sunt bolnav. Asta ziceam și noi, internează-te câteva zile și scap de belea. Au alte posibilități de tratament, alte condiții. Condiții? Mizerie, dezumanizare și jaf. Cine mă poate îngriji mai bine decât scumpa mea soție? Nu se înșela în privința Olimpiei. Îl îngrija cu răbdare, sacrificii și nopți nedormite. Fără știrea lui Jean și cu sentimentul că săvârșește o crimă, împrumută o sumă importantă de bani. Astfel apărură în meniul bătrânului trufandale menite să-i ispitească apetitul. Sparanghel, piept de curcan, banane, frișcă. Îl minți că toate sunt daruri de ale vecinilor îngrijorați de starea sănătății lui. Impresionat, bărburescul lăcrimă, dar refuză să dea vreun telefon de mulțumire. Nu, mulțumește-le tu personal, așa cum știi tu. Totdeauna ai fost plină de tact, am admirat chestiunea. Olimpia se gândea cutremurată la ziua când va fi silită să-și mărturisească nesăbuința, constatând cu filozofia amară. Eh, vezi tu, cocuțo, să mai zici că scriitorii inventează, că literatura e doar imaginație. Abia acum o înțeleg pe Nora. Pe vremuri, când am văzut piesa, mi s-a părut absurdă. Azi însă, când îi trăiesc eu toate spaimele, văd altfel lucrurile. Amândouă două vaci, pufnise soră sa cu scuză ălea că era cu vreun secol mai tânără. Evoluția evenimentelor o scuti pe Olimpia de explicații. Bărbulescu se prăpădi într-o dimineață de aprilie în timpul somnului, fără adio sau ultime cuvinte memorabile. Doamna Olimpia îl plânse după datină, consolându-se cu faptul că Jean apucase să moară înainte de ultima creștere de prețuri la consumul de gaze și energie. Mai împrumută un rând de bani pentru mormântare, iar domnul Procopiu, profesorul universitar la pensie și fosta firmă concurentă a lui Jean, a avut parte de cel mai îmbelșugat pachet. Acum chiar că nu te mai înțeleg.
Se indignă Cocuța la câteva zile după mormântare. Jean a murit, cheile-s la tine. Deschide naibii sertarul să vedem ce-a fabricat de unul singur vreme de 50 de ani. Ce mai contează o zi sau două după atâta mare de vreme? Să vină și Edwin să vadă cu ochii lui cu ce ne-am ales noi după viață de trudă. Cum am dus-o noi fără să ne plângem? Împiedicat de afaceri, Edwin nu participă la mormântare. Veni abia după o săptămână grăbit, aferat, important ca de obicei. Spre consternarea Olimpiei se interesă superficial de împrejurările în care se prăpătise taică-său, ascultă absent, rotindu-și neîncetat privirea și evaluând cu ochi de perceptor venit să achite un sechestru, iar după 10 minute ceru să vadă sertarul de la birou. Surorile se priviră indignate, dar momentul de mare perplexitate abia urma. Edwin deținea dubletul cheii și o copie a testamentului lui Jean, despre care bătrâna habar nu avea că există. Când potrivi cheia în broasca sertarului, Coca exclimă sibilinic: Înăuntru-i leopardul! Am 69 de ani, povestea Coca ulterior, și slavă Domnului că nu vin ușor pe spate. Vă jur, fetelor, că dacă îmi povestea cineva, nu credeam. Nici prin minte nu mi-ar fi trecut că mai există în România de azi, după 50 de ani de comunism, asemenea tezaure. Mai dă-o dracului de politică că ne-am săturat până peste ovare. O comoară, țipă Coca, excitată la maxim, asta ascundea ghiujul în birou și găina de sor mi-a săsătura din merinde de pomană și prohod. Vă spun, e ceva a la Alibaba? 10 kilograme de juvaieruri, piese importante, nu fleacuri menajere, zeci de carate, broșe, inele, ceasornice bătute în pietre scumpe, coliere, pudriere, tabachere de aur, brățări și paftale, nestemate cât cireașă sau cât nuca am văzut la un pandantiv. Chiar că-i de necrezut. Păi astea sunt bijuterii regale și vorbata, săraca, Olimpia umbla în ciorap de bumbac că ea mergeau cârpiți în casă, nu trebuiau duși la remaiat. Cel puțin acum o să scoată pârleala. Coca se răsuci iute ca o șopârlă. Pârleală, zici, o să scoată un rahat. Drăguțul deja ne-a lăsat totul în testament lui fiusul, cu rugămintea ca ăsta Edwin să-i asigure un trai decent pe măsura necesităților modeste al unei femei în vârstă obișnuită să trăiască modest, adică Olimpiei, care l-a însoțit 50 de ani pe drumul vieții. Juridic e inadmisibil bunurile dobândite în timpul căsătoriei. Fleacuri! În testament se subliniază că toate sunt bijuterii de familie salvate cu grijă deja cu aspiratorului comunist și e normal că ele se revină urmașilor de sânge, respectiv Edwin, zămislit cu frau Tirol. Ei, nici chiar așa că există o justiție. Nu, pentru Olimpia, Edwin dispune de toate instrumentele juridice plus bani. Cu cine să se ia la trântă? E o chestiune de etică elementară. Există un Dumnezeu. Îi cunoști orele de audiență? Edwin lăsă peste noapte bijuteriile la Olimpia. Se aflaseră în siguranță timp de 50 de ani și niciun hotel din București nu inspira suficientă încredere pentru un asemenea depozit de juvaiere. Avea, în schimb, destul încredere în Olimpia, bătrâna astea ștearsă și cum se cade, care nu ieșise toată viața din cuvântul lui taică-său. Singura problemă mai rămânea transferul comorii peste graniță, multe din bijuterii, nemai vorbind de cantitate, fiind considerate piese de patrimoniu. Dar găsise soluția. Contra unui comision substanțial, o cunoștință, funcționar de ambasadă, avea să scoată bijuteriile din țară prin valiză diplomatică. O trezi trilul telefonului, dar rămase nemișcată. Cocuța, probabil, belicoasă, cu idei, sugestii, planuri de acțiune. S-a sfătuit, a auzit, i s-a spus, a luat legătura cu, nu o interesa nimic, nu îi păsa de nimic. Simțea doar o apăsare, o presiune dureroasă, ceva ca o bubă grea și urâtă. O bubă pe inima asta era. Senzația era atât de concretă încât se simți înspăimântată. O și vedea, o ciupercă rotundă și neagră care o pintea să o sufoce. Își duse mâinile instinctiv la piept, de parcă ar fi putut să o smulgă. Apoi, altă senzație bizară. Trupul început să se miște singur, primind comenzi de care era străină. Primea, înregistra, executa. Și sertarul biroului se deschise de la sine, cu aceleași gesturi sigure, ușoare, ca din transă. Împrăștie juvaierele pe masă, căutând bijuteriile pe care le avea de la părinți. Inelul de smarald, brățara șarpe de la bunica, ceasul medalion cu agrafă și lanț. Pe acestea le puse bine într-o cutie de tablaurie rămasă de la halvaua bulgărească. Pendura electrică, singurul obiect din casă căruia Jean îi îngăduise să consume curent, bătu miezul nopții. O oră fatidică îi trecu prin minte și concomitent prin fața ochilor reminiscența îndepărtatelor ore de istorie antică din liceu, chipul imortalizat în piatra al zeiței Nemesis. Ce naiba simboliza? Uitase cu totul amănuntul, o făcu să surâdă. Pe urmă, și iar nu știu acum, se trezi în baie cu bijuteriile adunate și făcute legătură în șort. Capacul WC-ului era ridicat. Desfăcu nodul și-și umplu mâna cu nestemate. Pumnul se deschise singur deasupra găurii de evacuare. Clinchetul odoarelor la impactul cu faianța îi mângâie urechile. Cu o mișcare hotărâtă trase lanțul. Aștepta apoi să se încarce din nou bazinul cu apă și iarăși umplu pumnul.
Repetă operațiunea de mai multe ori, având mereu grijă să nu înfunde closetul. Instalatorii ăștia sunt toți niște hoți pentru o garnitură acolo. Îți iau o căruță de bani, nu-i așa, Jane? Un râs chimonosit îi strâmba obrazul. Se întoarse în dormitor, constatând cu surpriză că buba din inimă se topise. Oricum, respira fără greutate și mulțumită, puse deșteptătorul să o trezească la 8. Mâine era sâmbăta morților și numai la Belu se anunțau trei parastase importante. Pentru prima oară în ultimii 50 de ani, trase plapuma de pe Jean, prea îngustă pentru doi, și covrigându-se, a dormit dulce. Aici se termină povestirea. Vă mulțumesc dacă ați ascultat până la capăt și, din nou, o să vă aduc aminte să nu uitați să dați un click pe subscribe și pe clopoțel pentru a putea fi notificați de următorul video pe care îl voi posta. Vă mulțumesc și sper din suflet că vă plac povestirile la fel de mult pe cât îmi plac și mie. Va urma povestirea cu numărul 7, pe nume Cod Lisset Jovis. Da? Cel mai probabil într-o zi sau două va fi și ea online. Vă mulțumesc tare frumos și vă doresc o zi minunată!